Parlamentarii socialdemocrați au decis să pună capăt abuzurilor fondurilor de investiții străine care au cumpărat terenuri agricole românești și să le oblige să arendeze pe minimum 10 ani. Fermierii se plâng de ani de zile că nu pot face investiții, nu pot obține credite bancare și nu pot accesa fonduri europene, din cauza contractelor de arendă făcute pe un an și cu prețuri din ce în ce mai mari. Modificarea articolului privind arendarea terenurilor din codul civil printr-un proiect de lege depus la Senat de parlamentarii PSD este, poate, singura măsură care îi mai poate salva pe fermierii români. Din 2014, companiile străine, dar mai ales fonduri de investiții străine au cumpărat suprafețe uriașe de teren arabil românesc, pe care le dau în arenda acum pe bani grei fermierilor din țară. Prețurile s-au triplat în ultimii ani, astfel că este aproape imposibil să mai poți achiziționa chiar și puținele terenuri care mai sunt de vânzare. Potrivit reglementărilor în vigoare, părțile contractului de arendă sunt libere să stabilească durata arendării, fără limite legale, iar dacă această durată nu a fost determinată, atunci contractul se consideră încheiat pe perioada necesară arendașului, de regulă de un agricol.